Potrivit contractului, primul avion IR-99SM trebuia să fi zburat în urmă cu exact un an, dar nu s-a întâmplat pentru că lipsea un aparat important de navigație care trebuia montat la bord. Cei de la Craiova aruncau vina pe partenerul israelian care participa la modernizare. Este vorba de nelivrarea la timp a anumitor echipamente de către firma Elbit. Sperăm ca primul avion să-l scoatem la zbor în prima parte a anului 2023. Directorul companiei de stat spunea că proiectul este într-o întârziere de 6-8 luni. Acum, după un an, directorul nu a mai vrut să stea de vorbă cu știrile TVR. A făcut-o liderul de sindicat. În mod paradoxal, deși timpul a trecut, piesa nu a venit, întârzierea este aceeași. După aprecierile conducerii administrative, este vorba de 6-8 luni de întârziere, care ele se pot remonta prin eforturile avioane Craiova și cu o mobilizare exemplară. În acest moment nu este clar când fabrica va primi piesele fără de care avioanele nu pot zbura. Teoretic, după primul zbor al IR-99SM, omologarea aparaturii de bord și testele ar mai putea dura aproximativ un an. Peste mai puțin de 2 luni, potrivit MAPN, cei de la Avioane Craiova ar trebui să livreze armatei primele 5 aparate, lucru care practic este imposibil. Liderul de sindicat spune totuși că se poate. Am făcut un plan, ne vom mobiliza pentru că noi am mai... Știm să ne mobilizăm și vom recupera. De altfel, am modificat inclusiv concediu. Fabrica de la Craiova trebuie să predea armatei toate cele 10 avioane modernizate până la jumătatea lunii septembrie anul viitor. Societatea este deținută de stat. Potrivit raportului Consiliului de Administrație pentru anul trecut, compania are datorii și 262 de angajați, dintre care 19 sunt șefi. Principala sursă de venit este legată de întreținerea, repararea și modernizarea avioanelor IR-99, care au fost construite în trecut aici. IR-99 este un avion important pentru aviația militară, este avionul de antrenament. Ca și în cazul corvetelor și în cazul modernizării variantei standard, statul român dovedește că uneori nu poate duce la capăt proiectele, chiar și atunci când are bani. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor.